A fost panică pe calea ferată după ce vagonul unui tren care circula pe ruta Curtiș-București a deraiat. Zeci de pasageri au rămas blocați în câmp și a fost nevoit să îndure temperaturile caniculare mai bine de o oră. În urma incidentului, un al doilea tren de călători a fost nevoit să staționeze în condițiile în care în zona respectivă este deschisă circulației un singur fir de cale ferată. Mai mulți călători au rămas în câmp în temperaturi caniculare după ce bughiul unui vagon al trenului în care se aflau a deraiat. Pe de cale ferată se circulă cu 30 de km pe oră din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Deraierea de la Rupea s-a produs peste un pod pe o distanță de 700 de metri unde pe calea ferată se află o multitudine de traverse vechi. Evenimentul feroviar s-a produs pe firul întâi între stațiile Rupea și Racoș, firul 2 fiind închis permanent pentru lucrări de reabilitare. În urma celor întâmplate pe peste 200 de pasageri au fost preluați cu patru autocare până în gara Brașov, de unde și-au continuat călătoria spre capitală cu alte trenuri. Iar asta nu a fost tot. În urma incidentului, un al doilea tren de călători a fost nevoit să staționeze, iar călătorii să fie la rândul lor preluați cu alte mijloace de transport. O echipă a Agifer a deschis o anchetă pentru a investiga incidentul și pentru a stabili cauzele producerii deraierii. Potrivit acestora, reluarea circulației în condiții de siguranță, necesitând lucrări mai ample, motiv pentru care circulația feroviară se va relua abia luni seară. Probleme pe calea ferată sunt însă din ce în ce mai dese. Zilele trecute o parte dintre cei care au mers spre Constanța cu trenul au avut ghinion. Călătorii au fost nevoiți să stea cu orele în halte, gări sau pe câmp din cauza incendiilor de vegetație. Zeci de echipaje de pompieri au fost chemate să intervină atât pentru stingerea incendiilor din zonă, cât și pentru evacuarea în siguranță a celor ce au suferit atacuri de panică.